ブエ。僕ブエ。Adică este... Eu pe cine este? Pe AB? Da. Așa. Deci, eu pe AB, mai vedem încă o dată. Deci se dă triunghiul ABC. D mijlocul lui AC. Da. Deci asta de aici e cât asta. Eu îi pe AB, dar nu-i la întâmplare, așa încât triunghiul BCD, BCD, așa, să fie cât triunghiul CBE. BCD, BCD, cu CBE. CBE. Cam straniu. Cam straniu. Da, așa avem problemă. BCD, triunghiul ăsta așa tot, e cât celălaltul. Ei, ce au cele două triunghiuri? La urma urmei, dacă le acceptăm, așa ne zice figura. Păi la pe CB latură comună. CB latură comună. C e latură comună. Și unghiul care se uită spre BC dintr-un triunghi, adică unghiul de aici, e cât ăla de aici, nu? Da. Și dacă au pe BC comună, e clar că unghiul acela e cât ăla. Și... Păi B cu latră, B, B de latră comună. B, B de, nu-i latră comună. Ba da. B de este în CB de. Și aici nu văd pe B de aici. Păi acolo la punctul intersecție, ne spunem în literă. E G. B de cu ce e? E G, da. G. Păi BG latură comună. BG latură comună. Latură comună și mai avem că CG latură comună. BD se intersectează cu CE egal punctul G, iar GD GD ci că este mediană între da. GBD. GBC. GBC, GD. Păi nu-i bine. Deci GBC, în GBC, GD, cum să fie? D-ul ăsta trebuie să fie în mijlocul lui... Nu-i lui AC. E BC. Ia mă uite o dată. Deci. Să dă triunghiul ABC. D este mijlocul lui AC. Și cum să arăt că punctele... Sunt coliniare, asta e AGD. AGD, coliniare nu-s facut. Ba da. Păi A, G și D cum să... Dacă duceți pe... schimbați pe A în locul B. Și trebuie să ștergem, dar nu-i posibil că toți sunt locuri pentru... E ori greșită problema. Este greșeală problema. Și acum să modificăm noi. Deci, D-ul ăsta nu mijlocul lui AC, ci al lui A, lui BC. Că numai așa se poate ca să fie asta coliniară, vezi? Da. Mai târziu, când cere problema. Și acum de ce nu e perpendiculară aia? Care e perpendiculară? Păi, acum am tras noi înălțimea lui, nu, mediana lui B. Cum mă tragem atunci? Da? Nu am mediană, deocamdată n-am undeva când. Doar atât știu că GD e mediana în triunghiul GBC. GBC, dar să vedem din cine este format. Din B? BD. Nu, e... Iar și greu. BD, dacă e aici, nu mai merge, da? AGD. BD. Nu, nu merge.
El aparține lui A, B, am înțeles. Și A, D, e cât... A... Imposibil, acolo la ultima. D, mijlocul lui A, C. Da, ne-a spus-o lui C, B. Acum a lui C, B și aici ar însemna, dacă... Da, dacă... Nu, lăsați așa cum era acolo. Dacă îl mutați pe B în locul C. Pe B în locul C. Nu, este o simetrie a situației mai... Uite, A, B, C. Duci perpendiculara din B. Dar nu mediana, da? Deci B, spune că D din locul lui AC, da? Uite, D aici. Dar cum mai poate fi A, D și G până iară? Nu, ești prea. Deși te fără discuție, dar hai să vedem dacă noi reușim să o facem, să vedem ce modificări facem ca să meargă problema asta. Deci e clar că e greșită, dar să vedem ce discuții putem porta. D, mijlocul nu lui A, C, cum se cere că A, G și D să fie coliniare, deci D-ul trebuie să fie aici. Da, dar cum tragem perpendiculară din B, D, pe C? Nu perpendiculară. Ia mai citește problema, să vedem, poate reușim să vedem. Deci, în triunghiul A, B, C, D este mijlocul laturii A, C. De mijlocul laturii AC. Noi am pus acum de mijlocul laturii. Și E, mijlocul laturii AB. Tot mijloc. Da. Păi nu mi-ai spus așa. Așa am zis. Nu. Aici ea aparțin lui AB, așa că triunghiul BCD. Uite la problema 17. Da, la 17. Hai, mai vedem încă o dată. Deci de mijlocul lui A. Ce, dacă luăm așa cum spune. Deci, uitați, mi-ați spus latura. Da. D este mijlocul laturii AC, iar bun. E aparține lui AB, astfel încât triunghiul BCD este CBE, nu, am citit altă problemă. Așa, mi-a dat seama, da. Nimic, să ne întoarcem la problemă. Deci, și după aceea mai spuneam, că fie BD intersectat cu CE este egal cu D. GD mediană în GBC. Arătați că punctele AGD sunt coliniare. AGC sunt coliniare. GD, dar G-ul ăsta să fie intersecția. Nu știu, poate îi dai și prodesenul. Poate îi dai proști figura. Nu, B e. E o... Este pe AB, deci eu trebuie să luăm pe aici, nu știm noi unde. Așa încât triunghiul B, C, D, n-ar mai fi triunghiul B, C, D acum. Vezi? Că triunghiul B, C, D nu mai există dacă luăm pe D, pe A, C, da, pe B, C. A, G, D. A, G, D. Da, sunt într-o situație în care eu vreau să o repar, însă nu am suficiente elemente să pot repara problema asta. Deci eu ar trebui să am intersecția lor așa. Eu pe AC, pe AB, hai să zic, eu pe AB aici. BCD. Da, da. Din B pleacă D-ul. BCD. Triunghiul BCD nu există în condițiile astea. Și nu mai pot avea coliniaritatea AGD decât în situația asta. Că D-ul să fie pe BC. Deci, dragul meu, pierdem destul timp până când s-o nimeresc să fac modificările toate, că în toate astea s-o stricat tot. Da, toate lucrurile acestea. Autorul a vrut să facă așa.
După părerea mea, odată că A de să fie mediană și C de fie mediană, atunci punctele A, G și D sunt coliniare. Asta a vrut să... Că spune că G, D e bisectoare sau e mediană în B, G, C. B, G, C. Trângul B, G, C este, da? Și G, G e mediană. Perdem mult timp și nu dau seama cum să o facem. Rămâne să văd dacă o pot eu, până ne vedem, să o reformulez. Seamă mică, nu o țin minte. Rămâne să vedem. Știi cum am putea acum? Dacă ne-am duce la sfârșit să vedem soluția autorului, acolo am putea vedea greșeala. El spune, consider nu știu ce și atunci îi dă seama. Deci la soluție ne putem da seama cum trebuie reformulat, că e imposibil așa dacă... Era exercițiul 17. Da. Din triunghiul BCD congruent cu CBE, da, rezultă că... Triunghiul BCD cu CBE rezultă că toate elementele sunt congruente două câte două, adică... Rezultă că unghiul DCB DCB este congruent cu EBC. Deci, uite cum sunt literele în ordinea asta, înseamnă că B e cu cât C, C e cu B și D cu este cu E. Deci de aici a rezultat că unghiul B e congruent cu unghiul C, C-ul e cât B-ul, dar trebuie să citim prin trei litere, că altfel nu vei să... Deci, ce să spun? D-B-C, deci, ca să băgăm literă. D-C-B este congruent cu E-B-C. Cât? D-C-B. D-C-B. Este cât E-B-C. D-C-B. Congruent cu E-B-C. 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 Deci, rezultă că ABC este isoscel cu baza B-C. Din care BC egal 1 pe 2 AC, DCB, deci dacă aș lua din nou, hai să zicem că triunghiul o să luăm isoscel de la bun început. A, B, C. Deci se dă triunghiul ABC. Și de spune că E aparține lui A, dă-i mijlocul lui câte era aici. Dă-i mijlocul lui AC. Deci, dacă e mijloc, înseamnă că AD egal cu DC. Deci, dacă D e mijlocul lui AC, se strică tot. Că nu mai poate fi punctul A, G, C, D. D-ul trebuie să fie mijlocul lui BC. Aici mă dă peste cap. Ia, mai citesc mai departe. Din care DC egal cu 1 pe 2 AC, AB egal cu AC. BC egal cu 1 pe 2. 2 AC. AC, da. AB egal cu AC. Deci DC e 1 pe 2 din AC. DC. În condiția să fie o jumătate din AC. Bun. Asta că e... AB egal cu AC. AB egal cu AC, da. B e egal cu DC. B e aparține lui AB. Aici, da? AB. 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 Așa. E. B e egal cu B e egal cu DC. B e egal cu DC, da. B e cu DC, asta cât asta. Da, da. De aici rezultă că B e egal 1 pe 2 AC. B e jumătate din AC, da. E este mijlocul laturii AB. E este mijlocul laturii AB. Bun. Rezultă că E este mediană în ABC. Bun, da.
Danuș, din C, E, virgulă, B, D, mediane în triunghiul A, B, C. C, E și B, D sunt mediane, da, sunt întâlnit în punctul G. Și B, B, D, intersectat cu C, E, egal cu G. Da. Da, dar nu ies oricum A, 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 D, G. Și, bun, poate nu A, D, G, poate alt punct este aici. Nu G. G este centru de greutate al lui ABC. Da. Din G de mediană în G D C. G G G. G D mediană în G D C. G D C G D C G D. Nu. Nu, așa spune aici. Deci mediană în G B C. G, B, C. Mediană în G, B, C, cic. D aici, așa. D, G, D, mediană în G, B, C. Păi G, B, C este asta. Da. Și G, D, ce caută partea așa? Da, asta e. Nu, este o greșeală și nu putem... De aici mai spune că D este mijlocul laturii B, C, respectiv A, D este mediană în A, B, C. Da. Ducem G aparține lui A, D și de aici A, G, D sunt colineare. Da. Da. D-ul, cât primeam D-ul este aici, se strică toate problemele. Deci nu, nu merge. Alt raționament trebuie, nu alt raționament, figura trebuie făcut altfel. Ipoteza este greșită. O să vedem, am înțeles că acolo comuneța celor două triunghi, triunghi despre triunghi isoscel. Triunghiul acela isoscel trebuie să vedem cum îl adresăm și de acolo D-ul trebuie să fie în altă parte. El cede în final să fie colinia aia acolo. Da, 18. Medianele BM și CN ale triunghiului ABC se intersectează în G. Deci, să zicem așa. Asta mai ai? Bun. Deci 18. Medianele BM și CN ale triunghiului ABC se ipoteză. Da. Medianele CN și BM ale triunghiului ABC se intersectează în G. Mediane, da? Am două sunt mediane. Da. Deci dă triunghiul ABC. Da. Și aceste două sunt mediane. Și CN intersectează BM și egal cu mulțimea formată din punctul? Punctul G. G. Așa. Iar medianele BP și CR ale triunghiului GBC GB triunghiul, da? Și medianele lui care sunt? B, P și C, R. B, P și C, R. Și C, R. Mediane. Da. Și ele se intersectează B, P. Intersectează pe C. În G prim. C. Egal cu mulțimea G prim. Așa. Să se calculeze raportul AD supra G, G prim, unde deci, AD, fie, cerem AD, AD supra G, G prim. G prim, egal cu da. Cine, da? Unde AD este mediană în triunghiul ABC. AD, mediană. În triunghiul A? ABC. ABC. Adică cele trei mediane. CN, BM și AD. Cele trei mediane, da? Deci avem un triunghi în care am dus cele trei mediane. Triunghiul A, B, C. Și ducem mediana CN. N.
mediana BM. CN BM. Așa, CN BM. S-au întâlnit în punctul G și AD. Deci AD și ea mediană, da? Între lângă ABC. S-au întâlnit în punctul G. Iar între lângă GBC, GBC, BP, BP. Nu trebuie să facem altă triunghi? Nu, păi triunghi îl avem. GBC. GBC. Nu uitam să facem alte lucruri și pe aia. Păi e triunghiul de aici, cu el lucrăm. În triunghiul acesta ducem mediana. Okay. Adică ducem mediana din... Din ce? Spune aici BP și CR. Asta e R. CR. Și asta altul este B. Și ele sunt întâlnite în punctul G prim. G prim e punctul. Să vedem AD supra G prim. Păi AD supra GG prim trebuie să vedem, raportul ăsta. GG și GG prim. Adică segmentul GG prim. Păi ăsta, GG prim. Ăsta, supra tot AD-ul. Faze că n-am niciun... Măcar de aveam măsură. Nu știu ceva, dar n-am nicio măsură. Da. Știu doar că am doar mediane. Mediane. Pe, știi tu ce calitate are acest punct? Cum se numește? Greutate. Centrul de greutate. Centrul de greutate. Și el este la o treime de bază și două treimi de vârf. Adică G-ul ăsta e la asta de aici, ca și cum ar fi fost împărțit în trei bucăți. Da. Și aceasta asta reprezintă o treime din toată AD-ul. Adică, da? Într-un fel, GD supra AD. GD supra AD. Egal GD supra AD, 1 pe 3. A, 1 pe 3, da. GD, dacă vrei, cu AG. De două ori GD-ul este cât AG. Da? Deci, în raport cu AD, GD-ul este... GD-ul este 1 pe 3. 1 pe 3 din? Din AG. AD. Din AD. Deci, hai să spunem așa. Demonstrație. În triunghiul ABC, G, centru de greutate, înseamnă că GD am spus ce te reprezintă. Așa, 1 pe 3 A, D. Așa. GD 1 pe 3 în AD. Pe de altă parte, în triunghiul CGB, ce este G prim? Tot centrul de greutate. Așa. Deci în triunghiul
în triunghiul CGB, CGB, G' centru de greutate. Asta înseamnă că el el înseamnă că este GG prim, cât ar fi egal? GG prim, cât este din toate GD? 1 pe... Nu e 1 pe 3, asta ar fi 1 pe 3. 1 pe 2. Nu. Este două bucăți din toate. Adică... 2 pe 3. 2 treimi din GD. Da? GG prim egal cu 2 pe 3 din GD. Și noi pe AGD îl avem aici. Deci GG prim, de aici rezultă că GG prim este egal cu AD. GG prim este egal cu 1 pe 3. Pe 3. 1 pe 3 din, din. 1 pe 3 din 2. O pică, nu. GG prim este 2 pe 3, uite. Este 2 pe 3 din GD. Deci 2 pe 3 din GD și egal cu 2 pe 3 din GD-ul cât este? GD-ul este 1 3 AD. Deci 1 pe 3, înmulțit cu 1 pe 3 1 pe 3 din AD. Și egal mai departe cu cât? Mulțim numărătorii între ei, da. Între ei, face cât? 2 pe cât? 2 pe 9. Da, din AD. Da. Deci avem GG prim egal cu 2 pe 9 din AD. GG prim egal cu 2 pe 9 din AD. Rezultă de aici... Dar ce-am făcut cu 2 pe 3 în GD? Păi pe GD l-am înlocuit. 1 pe 3 din da, AD. Și pe mine mi mai făcut, nu? Păi l-am înlocuit. În loc de GD ăsta, am pus în ăsta. Am înțeles. Da? Deci 2 pe 3 l-am lăsat, mulțumim cu GD, ca GD este 1 pe 3 din AD. Și acum, dacă împărțim totul prin AD, rămâne că... Sau să împărțim prin GG prim, ca să apară partea asta. Nu, împărțim prin AD. Și apare că GG prim, GG prim supra AD, supra AD egal, cu? Egal cu 2 pe 9. 2 pe 9. O să mulțim cu GG prim supra AD. O toarcem. Da. O toarcem. Întoarcem egalitatea. Și de aici rezultă că cine? Rezultă că 2 pe 9. Păi dacă întoarcem, facem complet. 9 pe 2. Sau invers, zicem AD pe GG prim. Da, AD pe GG prim. AD supra GG prim. Egal cu 9 pe 2. Egal cu 9 pe 2. Asta zicerea. Cât este AD pe GG prim? Răspunsul. Toată asta, spre bucățica asta, este ca și cum ar merge de 9 ori, da? 9 ori, 9 pe 2. Din toată asta. E clar din mai mare, e supraunitar, dar de mai mare decât gen, da? E bine, e corect ce-am făcut. Da? Iată că toate ne lucrește aici. Mai era și algebră, dar... Dar la algebră e foarte ușoară. Da? Le poți face. Bun, ne oprim aici. La revedere. Am avut... Haideți să facem și un pic de sinteză. Sinteză, că l-am mai făcut de multe ori și de multe vreme și... O fermație sunt în casa în privința asta, că... Deci în ipoteză, ce-am făcut? Sinteza oară. Am făcut linii importante. Deci linii importante. Proprietăți al liniilor importante. Concurența liniilor. Da. Adică linii importante ce am făcut? Mediană. Mediană,
Mediatoare financiară. Mediatoare, visătoare și menține, da? Da. Așa. Ce a mai fost? Concurența al lingurilor. Concurența, da. Concurența lor. Lingurilor. Practic. Și aici am avut, am vorbit de cetul de greutate, de la o treime de bază, de la o treime de vârf. Am mai vorbit despre faptul că coincid linii importante într-un triunghi isoscel, da? Da. Deci, triunghi isoscel, triunghi isoscel, echilateral am avut. Tipul de triunghi, astăzi triunghi isoscel echilateral. Apoi aici important a fost liniile. Am avut și triunghi ascuțit oblic. Da, liniile importante duse din vârful. Deci linii importante din vârful triunghiului isoscel. Triunghiului isoscel. Coincid. Da. Da. Liniile importante duse din vârful triunghiului isoscel coincid. Așa și încât... Și fracția ultimă. Ei, operații cu fracția, da. Au fost prea puțin. Cam atât. Da, deci acestea au fost lucrurile importante care le-am avut. Așa, dragilor, vedeți lecțiile că o să vă placă. Da, să nu uitați să dați la și share, să vă abonați la propriul meu. La revedere! La revedere!